Bună dimineața, dragi prieteni, și la mulți ani! Sunt Andrei Victor Dochia și mă bucur să vă spun din nou bun venit la Universul Credinței, emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române. Și în această duminică, după nașterea Domnului, ultima duminică a anului 2020, de sărbătoarea Sfântului Arhidiacon Ștefan, v-am pregătit știri și reportaje din actualitatea religioasă de la noi din țară. Toate vă vor ține ca de fiecare dată conectați la Universul Credinței. La finalul primei părți, Răzvan Bucuroiu îl va avea invitat la dialogurile dimineții pe părintele Valerian Păslaru. Temele de discuție le veți afla după ora 7:30. Iar ora 8 vine cu partea a doua, pe care nu trebuie să o pierdeți, pentru că vă propunem reportajele Universul Credinței. Iar aproape de 8:30, Bucuria Credinței alături de părintele Constantin Necula. Așadar, o nouă ediție care nu trebuie ratată. Erau marcați toți de încercări extrem de dure. Părintele Lavrentie avea șoldul rupt. Părintele Paisie l-a aruncat dracu în cazanul în care făcea tămâie. Și l-a aruncat dracu acolo și atunci a băgat mâine. Doctorul a vrut să-i taie mâine pentru că a spus că nu mai pot fi salvate. Bineînțeles, s-au făcut masturi, a fost un scundel sfințit. Și eu l-am găsit cu mâine întregi. Asta era în urmă. Aduc aminte de o astfel de nevoire a Mântuitorului din tâi în peștere. Știi cum spuneau părinții aceștia, nahoreții aceștia ascunși în munte? De fiecare dată spuneau că îi se retragă în peștere ca să nască pe Hristos în ei, precum Maica Domnului a născut pe Hristos în peștere și în taina aceasta a pământului care se oferă. Nu am cântat zilele acestea că pământul aduce ca jertfă peștera în nașterea Mântuitorului Hristos. V-am convins așadar să rămâneți conectați la Universul Credinței. Jurnalul religios începe chiar acum. Proiectul Lumina Păcii de la Betleem a fost inițiat în anul 1986 de cercetași din Austria. Acesta a devenit deja o tradiție printre miile de cercetași și nu numai. Aceștia încearcă să lase puțin bine, puțină liniște, puțină pace în sufletul aproapelui lor, în comunitățile în care trăiesc și în țările din care provin. Astfel, anual are loc în Austria o ceremonie ecumenică la care participă reprezentanți ai diferitelor confesiuni creștine, în care se oferă ca simbol o flacără aprinsă de la grota de la Betleem. Distribuirea acesteia în Europa, cât și în afara acesteia, semnifică angajamentul, dorința de a promova atât ecumenismul, cât mai ales pacea ca modalitate de a fi și de a relaționa cu ceilalți. Să-i înnureze de
Avem dreptul la o simplă pace. Mă băcoză măcia și face. Și când iar la toina ei și-o lasă, să ne calcem iar la noi acasă. Zile premergătoare Crăciunului, bucuria de a dărui a făcut ca numeroase parohii din eparhia Dunării de Jos, îndrumată de înalt-preasfințitul Casian, să vină în întâmpinarea oamenilor. Copiii de la școala specială numărul 2 din Galați și cei din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Speranța au fost cei care în aceste zile s-au bucurat de cadouri, rechizite, cărți de rugăciuni, dulciuri și obiecte vestimentare. Bucuria sărbătorii a devenit astăzi o bucurie și a copilăriei și a copiilor de aici, întâlnirea fiind prelejuită de binecuvântarea și darul nașterii de prunc în Betleem a Domnului nostru Iisus Hristos. Această activitate se adaugă activităților desfășurate de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în special către copii și vârstnicii singuri. Sărbătorită pe data de 21 decembrie, Sfânta Iuliana din Nicomidia, prea puțin cunoscută, ne înfățișează o biografie deloc atipică pentru patristica sfârșitului de secol al III-lea. Creștină ferventă, născută într-o familie bogată, nedorind să accepte căsătoria cu un păgân, a fost supusă unor chinuri teribile chiar de cel care trebuia să-i fie logotnic. Cinstită și de creștinii apuseni, îndeosebi în Italia și Olanda, Sfânta Iuliana este reprezentată cel mai adesea în iconografie, în scena în care se luptă cu diavolul ce i s-a arătat în vis și a cerut să se închine la idoli ca să scape de suferință. La doar 18 ani, Sfânta Iuliana este sacrificată pentru credința în Hristos. Bucurați-vă de familie, bucurați-vă de cei dragi, bucurați-vă de ceea ce aveți, dar nu uitați, în sărbătoarea aceasta să vă bucurați mai mult decât orice de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El nu este doar sărbătoritul trecutului,
El poate fi sărbătoritul prezentului și El este speranța noastră, îndădejdea noastră pentru viitor. Ce spunea Apostolul Pavel este adevărat. În Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl și-a pus tot pachetul Lui de binecuvântări și pentru viață și pentru veșnicie, ceea ce înseamnă și pentru această sărbătoare. Bucurați-vă în sărbătoare, dar bucurați-vă de Iisus Hristos și prin vedere și prin nădejde. Să aveți sărbători speciale cu Fiul lui Dumnezeu trimis în lume pentru salvarea și slăvirea noastră. Nașterea Domnului Iisus Hristos a adus lumina în mijlocul întunericului acestei lumi. A adus cântarea îngerilor în tăcerea nopții și a adus bucuria, pacea și speranța în inimile oamenilor. De aceste sărbători vă invit să-L sărbătorim pe Cel născut în Ieslea din Betleem cu un spirit al umilinței, cu inimile pline de pace, speranță și bucurie alături de cei dragi. Steaua era semnul prin care Creatorul Universului a ales să le vorbească, să-i determine să meargă mii de kilometri și să facă actul suprem de ascultare, să se închine înaintea Fiului lui Dumnezeu. Cu siguranță a fost cea mai binecuvântată călătorie a vieților. Dumnezeu s-a descoperit prin îngeri și păstorilor, oameni fără știință de carte și de mersul Universului, dar care au înțeles că au de făcut un drum pentru a vedea cu ochii lor ce le-a făcut cunoscut Domnul. Acestor oameni, împinși de societatea de atunci la marginea ei, Dumnezeu le vorbește despre un copil și o iesle, simplu pe înțelesul lor. Prin înțelepții din răsărit și păstorii de lângă Betleem, Dumnezeu s-a folosit pentru începutul vestirii înțupării Fiului Său în lume. Și de atunci, vestea bună a mântuirii prin Domnul Iisus Hristos s-a răspândit în lume, generație după generație, ajungând până la noi astăzi. Iubiți credincioși, să lăsăm ca bucuria mântuirii prin credința în Domnul Iisus Hristos să ne umple inimile cu pace și liniște. Hristos a născut, sărbători binecuvântate în Dumnezeu. Iubiți credincioși, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Hristos se naște pentru a purta alături de noi nedreptatea lumii în suferința sa. De aceea, de la Betleem încoace, rana Domnului și a fiecăruia dintre noi pot deveni una. Dacă acceptăm să oferim încercarea grea a epidemiei, Iisus o va considera un dar prețios pe care îl va pune în inima Lui. Hristos se naște pentru a da un nou curs vieții. Cu discreție, pe străzile privegiei, Dumnezeu se face părtaș soartei noastre, devine mic pentru ca noi să-L putem înțelege. Mesajul nașterii Domnului nu poate să ajungă la țintă fără căutarea prezenței lui Iisus în încercările și greutățile existenței. Încercarea acestui an dureros ne invită așadar să revedem cu sinceritate suferința și greutățile pentru a-L afla pe Dumnezeu lângă noi. Vom surprinde bucuria Crăciunului și vom fi surprinși de bunătatea Domnului dacă suntem dispuși să prețuim lucrurile mici. Respectul față de celălalt, cuvința, iertarea, compasiunea. Aceste trăiri, fără putere în aparență, ancorate însă în bunătatea și fidelitatea față de bine, reușesc să țină zi de zi stabilă răutății și îi permit lui Dumnezeu să lucreze prin noi. Câte suflete generoase în spitale au bogățit lumea în aceste luni prin devotamentul lor. Iată de ce schimbarea istoriei și a oamenilor pornește pe drept cuvânt de la schimbarea fiecăruia dintre noi și de la generozitate. Aș dori să vă mulțumesc pentru rugăciunea și speranța voastră. Domnul să reverse peste voi toți harurile sale, Maica Preacurată să vă ajute să nu uitați de bucuria de a fi copii ai lui Dumnezeu și de a trăi pe măsură. Sărbători fericite
și un an nou plin de bunătate. Sărbătoarea Crăciunului ne repropune și în acest an misterul iubirii lui Dumnezeu, care atât de mult a iubit lumea încât l-a trimis pe Fiul Său, pentru ca noi să avem viață. Contemplăm acest mister al întrupării Cuvântului lui Dumnezeu și ne gândim la bunătatea infinită a lui Dumnezeu, care s-a arătat față de oameni la împlinirea timpurilor. Și noi suntem beneficiarii acestei iubiri la distanță de 2000 de ani și în ciuda unui Crăciun diferit pe care îl trăim în acest an din cauza pandemiei de coronavirus, mesajul este același. Dumnezeu ne iubește și va trebui să simțim în acest Crăciun din nou această iubire puternică a lui Dumnezeu care luminează în întunericul acestei lumi. Atunci când s-a născut Fiul lui Dumnezeu la Betleem, era sărăcie, era noapte, dar dincolo de aceste elemente externe a fost marea lumină care a strălucit la Betleem și care continuă să strălucească și astăzi. Iată de ce în aceste zile de Crăciun ne îndreptăm spre locul nașterii lui Iisus, dar învățăm și lecția Betleemului, care înseamnă pentru noi acceptarea iubirii gratuite a lui Dumnezeu, acceptarea luminii care a venit în întunericul acestei lumi și mai ales speranța care s-a aprins atunci la Betleem. Poate mai mult ca oricând în acest an avem nevoie de speranță. Speranță pentru că avem atâta suferință, atâtea preocupări, atâtea temeri din cauza pandemiei de coronavirus. Și dincolo de aceste aspecte, totuși trebuie să simțim că Dumnezeu vrea să vină în mijlocul nostru. Dacă aș vrea să parafrazez o frază a lui Dostoievski, frumusețea va salva lumea, aș putea spune că în acest an Crăciunul poate salva lumea. Depinde de noi dacă știm să acceptăm această iubire a lui Dumnezeu care vrea să ne transforme, să nu mai fim egoiști, să părăsim răutățile noastre, să ne arătăm mai solidari cu cei din jurul nostru, să ne întoarcem în familiile noastre, pentru că acolo să redescoperim ce înseamnă bunătatea, dragostea, ce înseamnă simplitatea, ce înseamnă gingășia. Iată, pornind de la aceste elemente pe care le contemplăm an de an la sărbătoarea Crăciunului, vreau să mă îndrept spre dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru a vă dori să aveți, în adevăratul sens al cuvântului, un Crăciun fericit. Fericire care este adusă de vizita lui Dumnezeu pe care vrea să o facă în inimile noastre, în familiile noastre, în societatea noastră. O sărbătoare plină de lumină, lumina care continuă să lumineze în întunericul acestei lumi din noaptea Betleemului. O bucurie pe care au cântat-o îngerii, mărire în cerul lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință. Ne vom uni și noi în acest an bucuria sufletească pe care o purtăm pentru a arăta recunoștința noastră față de Dumnezeu și pentru a cere ajutor. Pentru acele sănătate, speranță, vindecare de tot răul. Doresc într-adevăr ca binecuvântarea și harul Crăciunului să coboare peste dumneavoastră toți și tot acest har să ne însoțească în noul an în care vom păși, ca să avem mereu zile senine, de bucurie și de sănătate adevărată. Tuturor vă doresc sărbători fericite și la mulți ani! Sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos este mai întâi de toate sărbătoarea iubirii smerite și darnice a lui Dumnezeu pentru lume. Este sărbătoarea iubirii milostive a Fiului veșnic al lui Dumnezeu,
care s-a smerit pe sine, făcându-se om muritor, pentru a-l ridica pe om din păcat și din moarte, dăruindu-i viață și slavă veșnică. Lumina pruncului Iisus, născut în Betleem, ne cheamă să arătăm mereu în jurul nostru, prin cuvânt și fapte, semne de speranță, de pace și bucurie. În contextul pandemiei de astăzi, omenirea confruntată cu noul coronavirus traversează o perioadă grea privind viața și sănătatea oamenilor. Și poporul român este îndoliat și întristat, deoarece mulți români au decedat, iar alții au suferit în izolare până când s-au vindecat de această boală. Prin urmare, este mare nevoie de multă rugăciune, de solidaritate și ajutorare frățească. De asemenea, să pomenim în rugăciunile noastre și pe toți românii care se află printre străini, în jurul granițelor României sau în diaspora română, ca să păstrăm cu multă iubire frățească unitatea de credință și de neam. Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Nașterii Domnului, anului nou 2021 și botezului Domnului, vă adresăm tuturor părintești binecuvântări, doriri de sănătate și mântuire, pace și bucurie, fericire și mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună, dinpreună cu salutarea tradițională la mulți ani! Cu prilejul anului nou 2021, vă adresăm tuturor părintești binecuvântări, doriri de sănătate și mântuire, pace și bucurie, fericire și mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună, împreună cu salutarea tradițională la mulți ani! A venit acum momentul să aflăm de la Silviu Andrei Vlădăreanu mai multe detalii despre sărbătorile sfârșitului de an. Să urmărim! Bună dimineața! Fiind încă în zilele de prăznuire a nașterii Domnului, cu bucuria darurilor primite de Crăciun încă vie, m-am gândit să lămurim câte ceva despre magii de la răsărit, descriși numai de Sfântul Apostol Matei în Evanghelia sa. Mai întâi, câți erau acești magi? O să spuneți că 3. Dar Sfânta Evanghelie nu precizează. Putem însă presupune că erau 3 pentru că au adus 3 daruri diferite și, în general, tradiția bisericii, inclusiv cea iconografică, înfățișează 3 magi. Cine erau ei și cu ce se ocupau? Este clar că magii nu erau din poporul Israel, ci dintre neamurile păgâne. Faptul că sunt numiți magi și că cercetau stelele, înseamnă că erau astrologi, cititori în stele, o formă de magie, de vrăjitorie. Biserica consideră că ei simbolizează însă nu numai neamurile păgâne care îl vor descoperi pe Hristos, ci și pe oamenii de știință, pe cercetătorii sinceri care, uimiți de complexitatea creației pe care o descoperă, ajung să se închine Creatorului. De unde veneau magii? Că de la răsărit din Țara Sfântă este cam vag. Deci aici sunt diverse păreri. Persia, Babilon, Arabia sau chiar India. Unii spun că cei 3 magi aveau însă și ranguri împărătești și se bazează pe textul Psalmului 71 pe care îl citesc ca pe o prorocie. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce, împărații Arabilor
și ai reginei Saba prin oase vor aduce. Într-un text apocrif de la începutul secolului 6 găsim numele și rangurile celor trei magi. Melkon sau Melchior, regele Persiei, Gaspar, regele Indiei și Baltazar, regele Arabiei. Aurul, smirna și tămâia aduse ca daruri de magi pruncului Hristos s-au păstrat și s-au perindat din Țara Sfântă la Constantinopol și în secolul 15 au ajuns în Sfântul Munte Athos la mănăstirea cuviosului Pavel, unde se găsesc și astăzi. Iar osemintele magilor au fost aduse din Persia la Constantinopol de împăratul bizantin Zenon în secolul 5, apoi au fost luate de cruciați la Milano și din secolul 12 se găsesc în Germania, în impunătoarea catedrală din Köln. Doamne ajută! Continuăm Universul Credinței. Iată ce vă propunem în partea a doua a emisiunii noastre. Am un rozar mic, minuscul, pe care îl purta tot timpul la el și la percheziții îl ascundea sub limbă în gură. Și își făcea rugăciunile așa, da. Și mai este o icoană a lui Iisus Hristos, pe care a purtat-o tot timpul în raniță cât a fost ascuns 8 ani de zile și pe care am vrut să-i o pun în sicriu atunci când a decedat. Iar maica stareța de la Râmeț mi-a spus, nu, asta este o icoană făcătoare de minuni. Ce predica Sofronie? Aflăm dintr-un amplu memoriu privind drepturile omenești de care trebuiau să se bucure și românii ortodoxi, redactat de el. Toate neamurile au legea lor și trăiesc în pace, iar noi suntem prigoniți pentru credința noastră. Noi suntem gata la toate obligațiile, dar religia noastră nu o părăsim până trăim. Nici noi nu suntem vite, cum cred măriile voastre, ci avem biserica noastră. Jurnalul ultimului duhovnic de la optina al Sfântului Nicon Beliaev este sugestia noastră de lectură pentru aceste zile de sărbătoare. Să urmărim acum rubrica noastră Cartea de Duminică. În aceste zile de sărbătoare suntem dominați de bucurie, dar din păcate și de foarte multă nesiguranță. O carte publicată la editura Sofia, Jurnalul ultimului duhovnic de la Optina, în traducerea lui Boris Buzilă, poate să fie un îndrumător și un sprijin sufletesc. Cea mai grăitoare lecție este cea oferită de călugării obștei de la Mănăstirea Optina. Cei care știau că este posibil dimineața să fie anunțați că până seara mănăstirea se va închide. Și totuși călugării se rugau neîncetat să primească cu seninătate și bucurie tot ceea ce le dădea Dumnezeu. Devenită cooperativă agricolă, iar mai apoi muzeu, în care 10 călugări aveau atribuții de pasnici și de muncitori, Mănăstirea Optina rămâne pe harta credinței ortodoxe. Sfântul Nicon Beliaev a avut o biografie pecetuită de sfințenie. Se spune că în primul an după naștere a fost vizitat de Sfântul Ioan de Kronstadt, iar la vârsta de 5 ani, din cauza unei boli grave, a fost la un pas de moarte. Datorită rugăciunilor mamei sale adresate Sfântului Nicolae, a reușit să treacă cu bine peste această încercare, iar peste ani îl regăsim în obștea mănăstirii Optina, pe care o slujește cu jertfelnicie până la Surghiun. Căutări, perseverență, bogăție spirituală sunt surprinse în gândurile starețului notate în perioada 1907-1910. Citiți într-o zi de duminică o carte, jurnal, a ultimului duhovnic de la Optina. Este un prilej de bucurie și de reflexie. Iar acum îi invit pe micii noștri telespectatori să descoperim împreună 3 minute din ora de religie. Rămâneți cu noi! După coborârea Duhului Sfânt, apostolii au mărturisit tuturor ceea ce au trăit alături de Hristos. Vă amintiți, desigur, că numai în ziua cincizecimii s-au botezat 3.000 de oameni,
În zilele ce au urmat, ascultând cuvântul Sfinților Apostoli și văzând minunile lor, din ce în ce mai mulți se alăturau celor ce cred în mântuirea adusă de Iisus Hristos. Trăiau cu toții în bună înțelegere și în iubire creștină. Nimeni nu se plângea că ar duce lipsă de ceva, căci toți creștinii își puseseră lucrurile la comun. Între ei te simțeai deja în împărăția cerului. Apostolii însă se străduiau din greu să aibă grijă de frumoasa comunitate creștină. De aceea au ales 7 diaconi, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, după cum ne spune Scriptura, pentru a le veni în ajutor. Întâiul dintre aceștia era Ștefan. Ștefan l-a cunoscut pe Mântuitorul Iisus și și-a închinat viața slujirii bisericii creștine. L-a mărturisit fără teamă pe Hristos și, primind darul de a face minuni, a îndreptat pe mulți spre credință. El predica în fiecare zi adevărul despre răstignirea și învierea Domnului, așa cum îl văzuse cu ochii săi. Când l-au auzit însă conducătorii poporului și fariseii, cei care îl duseseră pe Iisus la moarte, s-au umplut de mânie. L-au acuzat pe arhidiaconul Ștefan de blasfemie față de Dumnezeu și l-au condamnat și pe el la moarte. Asemenea lui Hristos, Sfântul Ștefan i-a iertat pe cei ce-l lapidau zicând: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Înainte de a muri, a văzut cerurile deschise și pe Iisus așteptându-l la dreapta Tatălui. Astfel a primit Sfântul Arhidiacon Ștefan cununa Sfințeniei prin moarte martirică în anul 33 după Hristos, devenind primul mucenic al Bisericii Creștine și primul sfânt. El rămâne pentru noi pildă de credință și curaj în mărturisirea lui Dumnezeu. Mormântul Sfântului Ștefan a fost descoperit în anul 415 în nordul Ierusalimului. Părticele din sfintele sale moaște se află spre închinare și în București, în Biserica Sfântul Ștefan Călărași. Creștinii îl cinstesc prin purtarea numelui său, prin construirea de biserici, pictarea de icoane, rugăciuni și slujbe în zi de sărbătoare, cum este cea de astăzi. În tradiția populară din Muntenia, în ziua de 27 decembrie, creștinii împart pâinici mici îndulcite cu miere, simbolizând pietrele cu care a fost lovit Sfântul Mucenic Ștefan. Iar acum, dragi prieteni, a venit momentul să ne împărtășim cu toții din cuvintele pline de miez duhovnicesc ale părintelui Valerian Păslaru, în dialogurile dimineții cu Răzvan Bucuroiu. Rămâneți cu noi! Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Dimineții. Ne aflăm în incinta mănăstirii Sfântul Mucenic Filimon. Suntem la umbra bisericii, aici la o masă lungă, alături de părintele Valerian. La masa asta, părinte, parcă ar mai dori să stea câțiva. Stau. Despre acești câțiva aș fi vrut să vă întreb și să vă iscodesc puțin astăzi despre mari călugări pe care i-ați cunoscut în cele două mănăstiri importante, vetre de rugăciune autentice, mănăstirea Fresinei și mănăstirea Pătrunsa. Da, sunt cu adevărat, probabil datorită neputințelor mele atât de mari, Dumnezeu m-a făcut să am sprijin acești oameni pe care liniștit îi consider sfinți. Începând cu părintele Neonil, am mai spus odată treaba asta cu părintele Gelasie, Isihastu, chipa iubirii dumnezești, cum îi spune noi, cu părintele Parise, Lavrentie, Inocente care trăiește, primii aceștia toți au trecut la Domnul. Un dar extraordinar dat de Dumnezeu celor neputincioși, pentru că acești uriași călugări, care sunt candidați la canonizare, la sfințenie, ne-au ajutat pe noi să ieșim din hățișul ăsta al păcatelor, să ne redescoperim, să redescoperim ceea ce Dumnezeu a făcut din noi. Spuneam de cei care au plecat dincolo, dar părintele Inocente, care mai trăiește, părintele Anichie, părintele Daniel, mai sunt. Părintele Varsanu fie de la Pătrunsa, acest om care a umplut munții de pusnici și pusnice și care în ultima vreme, ani de zile, a suportat niște ispite extraordinare și nu a ieșit
nici un milimetru din credința lui și din felul în care se purta, modelul său fiind Hristos, care nu s-a apărat, nu a deschis gura, nu s-a apărat, putea să se apere, nu numai cu gura, putea să se apere cu toată forța lui dumnezeiască și n-a făcut-o. Pentru că asta se cere și călugărului. Așa au făcut și ceilalți. Erau marcați toți de încercări extrem de dure. Părintele Lavrentie avea șoldul rupt. Părintele Paisie l-a aruncat dracu în cazanul în care făcea tămâie. Și l-a aruncat dracu acolo. Și atunci a băgat mâinile. Doctorul a vrut să-i taie mâinile pentru că au spus că nu mai pot fi salvate. Bineînțeles, s-au făcut masluri, a fost un scund, l-am sfințit și eu l-am găsit cu mâine întregi, asta era în urmă. Toți, absolut toți, părintele Gherasie, care era prigonit, era neînțeles. Batjocorit chiar. Batjocorit. Pe locuri, da. Da, și atacat și așa. Luat în derâdere, în orice caz. Da, au fost așa călugărași, nu știu ce, călugări, care au spart de geamurile la chilie. Aia strigau după el. N-a avut niciun fel de reacție, se rugau pentru toți acești oameni. Dar, părinte, cum a ajuns să fie Frăsineu, practic, în linia aceasta, în avangarda încleșterii cu puterile Întunericului? Pentru ce la Frăsinei? Pentru ce în locul acela? În toate mănăstirile sunt dezlegări, sunt forme de exorcizare. Pentru ce la Frăsinei s-au întâmplat toate acele lucruri? Asta e taină dumnezească. Eu cred că peste tot s-au întâmplat exorcizări. Bun. Dar acolo... La Frăsinei, mă, special, știm asta. Așa cred că a ales Dumnezeu. Sfântul Calinic de la Cernica. El a descoperit schitul acela, l-a dezvoltat, a ajuns mănăstire și ctitor, da, se poate spune chiar ctitorul Frăsinelu, nu? E o tradiție, vedeți, discutam înainte de tradiție și ce înseamnă asta. E o tradiție, un loc special acolo. Nu știm ce e acolo, nici nu-i scodim, nici nu e bine să-i scodești așa. Știi ce înseamnă procederea Duhului din Dumnezeu? Știți că nu avem voie să-i scodim lucrul ăsta, că ni se interzice de către teologi. Tainele astea sunt peste fire. Îl descoperi. De exemplu, am fost în pustia Egiptului. M-a dus Dumnezeu până acolo. Știau unde la El Baramus, unde Sfântul Moise cel Negru, Moise Etiopianu, știau unde am fost, la Sfântul Pahomie cel Mare, am fost, se știa de Frăsinei. Formidabil asta. Și fără mijloace de comunicare, acolo tot așa se trăiește ca acum 100 de ani. Dar, părinte, v-a fost vreodată teamă? A fost vreodată frică văzând astfel de lucruri, totuși era o încleștare teribilă între forțele binelui și forțele răului acolo. Iar câmpul de luptă era chiar acești credincioși care veneau, și credincioase mai ales, care veneau chinuite de astfel de duhuri. Nu. Cred că e mai mult inconștiință decât... Nu cred că se poate vorbi de curaj. E credință. Totul se traduce prin cuvântul ăsta, credință. Adică nu știam că se fac aceste exorcizări, că asta e lupta cu demonul, că demonul se manifestă în felul ăsta. Câteodată eram chemați de părinți și eu eram călugări pe vremea, să le ținem pe demonizate. Asta e o putere extraordinară. Noi le puteam ține. Pe alții trânteau de nu se vedea, oricât de solid a fi fost. Din nou rânduială dumnezească, care pentru credință, se știe că deslegările acestea ale Sfântului Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur sunt ținite în anumite condiții. Da. Nu poți să le ții. În general, preoții... O armă foarte puternică. Să știți că preoții, în general, se feresc de ele. Da. Pentru că automat trece și celălalt la atac. Și la un atac foarte dur. De ce? Pentru că vrei să-i smulgi prada din mână și preada este a lui. Deci, ce te bagi? Asta e a mea. Asta e omul meu. El s-a predat în mâna mea.
spune el. Nu că el l-a păcălit și că i-a rugut. Nu. Era și părintele Averențe și părintele Ioanichia. Starețul de acum, până acum câțiva ani, acum am bătrânit săracul și nu mai poate fizic, nu că este frică. Ioachim, părintele Ioachim, iară, făceau câte 3 deslegări pe zi. Părinte, se mai poate scrie un pateric românesc acum în mănăstirile noastre? Da. Mai sunt oameni cu viață îmbunătățită, trăitori, nevoitori, asceți? Da, oameni da, curați, cu alte cuvinte. Da. Pentru că și trimite Dumnezeu în lume. Ei pare că sunt puțin ascunși acum. Totdeauna au fost. Cât știau de părintele Avrentie, de părintele... Multă lume știa. Știa pentru că se ducea Buhul din gură în gură, dar tot așa underground era. După 90 a țâșnit la suprafață. După 90, da. Când din nou s-a eliberat biserica și că din nou a devenit normală. Deci... Așa cum a fost atunci, pe timpul comunismului, erau ascunși, da, nu se știa. Le era și lor frică să se arate. Se făceau masluri în casă, gândiți-vă. La Fresinei era o cameră care se chema la miliție. Acolo chemau securiștii și plesneau pe călugări. Direct, fără avertizment, fără mânuși, fără nimic. Da, așa, adică, nu, ca o poezie. De ce să nu preznim pe ăștia? Părinte Valerian, punem la inimă și aceste cuvinte, amintindu-ne exact cum a fost în acea perioadă, pe care, sincer, n-am vrea să o mai trăim, dar vremurile sunt atât de schimbătoare și de bizare și de confuze, încât oricând se pot întoarce într-o formă sau alta acei ani cu teroarea lor anticreștină. Să nu fie. Să fim încredințați 100% că în Hristos nu va fi biruit de poțile iadului în veci. Că dacă te aliezi cu Hristos, că dacă iei crucea și urmezi, ești de nebiruit, la fel ca și Hristos. Așează-te pe via dolorosa, mergi pe drumul acesta al casnelor pe care a mers Hristos, răstignește-te, pentru că pe cruce o să dai veșnic de el, cu brațele deschise. Te așteaptă. Mulțumim foarte mult, părinte. Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a Dialogurilor Dimineții. Rămâneți aproape pentru că mai urmează încă o duminică în prezența părintelui Valerian. Tradiția cântărilor populare religioase care aduc vestea cea mare a întrupării Mântuitorului există din timpuri străvechi. Astăzi, în a treia zi de Crăciun, vă invităm să primiți în casele dumneavoastră colindători ai prasnicului nașterii Domnului. Părintele Alexandru Grigoraș, împreună cu corul Bizantion din Iași, vă colindă în minutele următoare. Un material realizat de colegii noștri de la Doxologia Media. Ascultați voi, boieri mari, ascultați români plugari, din vântule linui lin. Și ascultați ce vă grăiesc pe Domnul, cer s-a arătat un luceafăr minunatul din vântule, din vântule linui lin. El pe Domnul îl vestește prun cu cel împăratul tu.
Dragi prieteni, aceasta a fost prima parte a Universului Credinței de astăzi. În mai puțin de 10 minute, la 8 fix, ne revedem cu partea a doua. Merită să rămâneți conectați la Universul Credinței, o ediție de sărbătoare.